Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din jocul My Summer Car. Și în sfârșit am ajuns și cu mașinuța acasă. Am reușit să o repar și să pun toate piesele pe ea fără să mai lovesc aproximativ nimic, nu chiar nimic. Că totuși ușița asta s-a deformat puțin. Cu chiar n-am avut ce să fac, chiar nu pot să o duc întreagă. Am încercat și vroiam să o vopsesc acum și să schimb în episodul ăsta, să schimb bordul, vreau să-i pun CD-ul ăla nou și să mă mai uit la răți la chestiile astea. Am văzut că pot să vopsesc și jantele, și jantele astea noi inclusiv, asta chiar nu știam până acum. Credeam că doar rablagitele alea de tablă. Dar vreau să mă uit aici, pe care am dat cel mai mult. Deci asta de raliu m-a costat de 8, care le am pe mașină și le țin deocamdată, și asta de racing, de drag sau racing, și o să le pun și pe alea de racing, dar mai întâi o să mergem la raliu noi, probabil episodul următor. Episodul ăsta mai fac mașina bine, o salvez să nu se mai întâmple nimic și o las așa. Și să mai tunez și puțin motorul, că mi-au dat la un tuning și nu știu, e ceva ciudat la motor. Și data trecută, apropo, nu mai îmi pornea mașina, deoarece nu mai avea baterie. A murit bateria. Mi-a și scris câțiva că asta era cauza și chiar asta era cauza. Am și un ceas aici de baterie. Mamă, dar a început să iese un fum nașpa din mașină. Trebuie să mai umblu la carburator să văd dacă tot așa face. Cum deschim asta așa? Să-mi iau trusa. Hai mă, dă-te mă la o parte, băi. Așa. Și să vedem. Tot scoate fum. E ceva, să ne uităm și la accesorile astea. Asta e de ulei. Asta water pressure e la 10. Uleiul e cât de cât acolo. O să completez și cu fluide. Ce-o cu ăsta să mor nici acum, nu știu pentru ce naibie. O să-l dau jos oricum. Acum e la 16.2 ăsta, ceea ce nu-i bine deloc. Trebuie să mai umblăm la el. Dar nu știu. Ia uite mă nebun să și-o cu șurubelnița să umblă. Și trebuia să învârt în sensul acelor de ceasornic ca să scadă. Stai că nu văd aici. Nu văd în ce direcție se duce asta. Așa, deci așa trebuie să-l învârt. Îl învârt și-o ca lumea. Parcă s-a modificat și sunetul dintr-o dată. Și scoate un fum negru acum. E nouă, băi, e nebun, abia am dat de câteva ori și deja s-a dus la 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Am dat 20 acum. Ia să vedem la cât e. La 12, mai trebuie. Totuși scoate fum și nu înțeleg de ce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum scoate din nou fum alb. S-o fi lovit ceva la contact acolo, habar n-am, frate. E 13 acum. Ia să o accelerez să văd dacă face ceva. Ți-mi place sunetul. Da, crește automat. Odată ce accelerez și crește asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trebuie să-l duc pe la 15. Sau
15.4 e destul de mare. Ia să-l accelerez eu cât de mult pot. Să-l turez, de fapt. Asta cred că... Nu știu de ce face așa. Ori îmi indică ulei, ori cât ulei consumă. Cred că o să-l dau puțin mai jos, ca să fiu sigur că nu mă urc în 16. Las așa, am dat de 7 ori. Deja a urcat în 16. Băi, în ce direcție l-am dat, mă? Ia stai așa. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Stai, mă, că eu am uitat direcțiile, mă, eu trebuie să le învârt în partea aialaltă. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ia să vedem acum. E la 12. Băi, ăsta e oia razna, frate. Nu e deloc egal în... Am vârtit de 5 ori. Și e deja la 13. Mai învârt de 4 ori. Încă de 3 ori și așa o las. Chiar dacă e la 14, așa o las. Că sunt sigur că urcă singur în 15 și în ale. O las la 14, e bine. Haide, nu, că totuși e turată și e încinsă, nu știu ce. Haide totuși să urc mai mult. 1, 2, atât o las. Încă 2 și aia e. Aia e, frate, așa te las. Hai să oprim și de nebunia asta de mașină. Nu știu de ce a început să scoată sunete, sincer, motorul. Dar acum nu mai am ce să-i fac. Vreau să completez acum cu fluide. De fapt, mai întâi trebuie să mănânc, și eu ceva de aici. Ia niște macarane de-astea. Mi-a mai scăzut mâncarea și unde sunt fluidele, frate, hai să deschidem posta să le verificăm pe absolut toate. Nu știu dacă le-am luat cu mine până la urmă. Am ulei, am și un de ăla de break. Mie îmi trebuia cu ăla de break, dar nu pot să las scaunul ăsta în jos. Break fluid ăsta. Ia să vedem la primul cum... Este. Hai mă. Mamă, mereu am pus extrem de greu în fluidele astea. Niciodată n-am înțeles de ce. Hai mă, fratele meu. Nu vreau eu. Nu vreau. Chiar așa. Măcar, nu știu, o fi plin, de-aia nu mi-arată chiar deloc, sau... Chiar nu nimeresc așa eu deloc. Ia să iau fix așa. Să încerc să pun așa, frate. Ia să deschid al ăsta. Poate la asta nimerzi sau ceva. Bă, nu nimerzi nimic pe aici. O fi gol, mă? Nu. Nu știu, frate. Dacă nu nimerzi ca asta, înseamnă că e bine. Să fie sănătos. Am închis. Și să verificăm și uleiul. Era mișto să am și jojă de ulei aici. Să verifici uleiul. Unde mi-e uleiul? Ia să văd, ăsta pot să-l pun. Hai că ești culmea dacă nu mergi și tu. Opa, ăsta a mers, spus.
O secundă, atât. Probabil s-a umplut că era linia destul de plină. Și cam asta a fost și cu uleiul. Și să vedem și antigelul. Kidul de răcire cum este. 10 litri e frate, nu știu. Dar nu punem antigel în baia de ulei. Nu este recomandat așa ceva. Pentru binele mașinii ce a mai rămas din ea. Și după ce o să fac tot ce fac aici, o să merg și la raliu cu ea și la drag și după chiar nu știu ce să mai fac, că nu prea mai am multe de făcut în jocul ăsta, de-aia pun și un episod pe zi. Nu știu dacă voi mai avea o săptămână de jucat în joc. Chiar nu prea am, o să mai am ce să fac, o să lălăi așa la nesfârșit. Văd că ăsta nu vrea să se umple. O fi plin? Da, măcar așa o bară să-mi arate și mie, frate. Mă, dacă el nu vrea să se umple, noi îl credem pe cuvânt. L-aruncăm înapoi acolo. Și să punem capacul și la asta și să trecem mai departe cu ce mai vrem să facem la mașinuță. Vreau să-mi pun CD player-ul. Și parcă mai vreau ceva. Ah, acum pot să... Ah, să-mi vopsesc mașina mai vreau, naibii, că arată ca dracu în culorile astea. Hai să dau totuși mai în față. Și dacă am observat, dacă o pornesc de 1000 de ori, ceea ce e și normal și la o mașină normală, asta e ceasul de baterie. Și hai să o las aici să nu bag chiar în garaj, că n-am chef să o bag în groapa aia iar. Și dacă o pornești de 100 de ori fără să pleci cu ea, se descarcă bateria normal și aia e. Deci astea ce am pe mașină, roțile astea sunt cele mai bune de raliu, o să le las pe astea pentru drumuri off-road. Și după ce o să fac și curse de astea de viteză, o să-mi pun roțile astea. Ca lumea. Dar până atunci să luăm vopsaua albă și să începem să vopsim. Așa? Nu te închizi, frate? Mamă, cum s-a auzit. Nu, aia vreau să vopsesc. Dar acum nu mai contează așa mult. Și asta... Albul ăsta de pe mașină e așa, un alb de ăsta. Oare... Mă, da, asta era vopsită în albul normal. Oare se duce așa culoarea în timp? Ar fi chiar tare chestia asta. Am vopsit și asta. Trebuie să vopsesc și ușa asta. Mai întâi să o închid. Ca lumea, chiar. Ah, eram prea departe. Și roțile, jantele, pot să le vopsesc, dar mie îmi plac așa albe, nu știu, nu cred că le fac în altă culoare. Era mișto să pot să vopsesc și bara, ușa asta nu prea e ea, cum trebuie. Da, am făcut-o imediat. Și gata, să punem asta la loc și să iau, să închid și portbagajul ăsta, că stă cam urât el deschis așa. Bang, și să iau, mamă ce șmecher să vă boxerele în spate. O să pun și sistemul imediat. Ce vreau mă să iau? Culoarea asta, nu negru, negru mai deschis așa ce e ăsta, spray. Ia să coloreze ăsta. Foarte bine. Și acum în sfârșit avem culoarea la loc. Dar nu știu dacă să las negru ăsta spălăcit sau să fac negru-negru marginea la mașină. Ia să încerc cu negru-negru. Îmi place așa, dar nu știu cum e cu negru-negru. Holy shit! Nu asta am vrut. Mă, ce vopsești mă tu aici? Așa, să vedem acum cum arată.
Mai avem o mică rectificare aici. Și am rezolvat-o. Nu știu, parcă tot negru ăsta spălățit arată mai bine. Negru ăsta, negru, parcă e prea agresiv, așa. E prea negru. Da, e prea negru, nu-mi place. Îl las negru, îl las spălățit și gata. Și am rezolvat problema. Hai să colorăm și asta repede. Și asta repede. Nu s-a colorat, trebuie să mai dăm o dată. Cu grijă să nu vopsesc cine știe ce altceva. Și astea în rest sunt toate ok. Nu știu ăsta alb să-l las alb sau să-l fac. Pare marfă așa alb, sincer. Cred că negru e ăsta nașpa. Haide să fac capota neagră. Mai încerc o mică chestie asta cu vopsea și gata, nu mai fac nimic până mic cu vopsea. Asta e ultima chestie ce încerc. Vreau să o cum iar să negre la asta. Mi-ar fi plăcut sincer să trag așa o dungă. Negru, așa era mult mai orf. Dar doar capota, nu știu, nu prea pare cine știe ce. Hai, lasă să o las tot albă și o să trec acum să pun și radio-ul. Așa, frate, altceva? Se cam lasă întuneric pe aici. Ia să vedem noi. Bang, 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 bang. Poți să vă zici și ăla ar fi fost tare. Și de asta arată foarte marfă. Pe alb, mult mai marfă pe alb decât pe negru. Pe negru nu-mi place. Și astea sunt cel mai șmecher arată astea. Păcat că nu poți să scoți jantele de pe cauciuc și să le pui pe altele. Am văzut că developerul a spus că va face asta pe viitor. Abia aștept, sincer, că jantele astea îmi plac cel mai mult. Ce să pun jantele astea pe ce cauciucuri vreau eu. Poate pune și mai multe tipuri de jante și cauciucuri. Vom vedea. Acum să luăm naibii ăsta. Să-l punem aici. Dar o să trebuiască să scop bordul. Să văd dacă se aude altfel muzică. Cineva mi-a spus în comentarii că se va auzi muzica mai șmecher. Sau va fi altă muzică, nu știu. Am șurubelniță. Dar unde mi-a pus trusa? Asta este întrebarea. Mereu nu-mi găsesc trusa eu. Uite-o. Trebuie să știi mereu unde ți-ai pus trusa. Să încercăm cu asta cea mai mică pentru început. Ia să intrăm noi și noi. Mă dau naibii, cât de mare e? Tic, acum merge. Ia să încercăm dacă putem să scoatem asta fără să începe să se zgâlție tot și să facă urât să sară tot de pe ea. A, am dat doar asta. Foarte bine, frate. Mult mai ok așa. Și am dat și asta jos. Și hai să pun ăla nou. Altceva. CD player-ul. Bang. Așa, fratele meu. Și să punem la loc. Hai că n-a fost. Aolo, aolo, nu, 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 de ce fuge mașina? Stai, stai, stai. Trebuie să trag frâna asta de mâna naibii, frână să fie ea. De ce nu o trag eu, nu știu. Că uit mereu să o trag, frate. Și îmi fuge mașina de nebună. Acum să punem. Ia uite-o cum s-ar duce, frate. Bang, eu vreau doar să pun asta așa. Dar aici ce era? Era ceva? Pare cam ciudat, nu știu. Serios acum. Aici ar veni torpedou, dar nu mai știu dacă era sau nu. Ba, acum am descoperit golul ăsta. Că am văzut șurubul ăsta prin lână și pare destul de era. Habar n-am dacă vine ceva sau nu. Ia să pornim radio, să vedem despre ce este vorba.
Nu știu dacă trebuie să am și motorul pornit, de asta încerc fără motor. Merge? Ia vezi. Ce fac omul? Cred că o să-i consum bateria aia. Ce fac omul? Nu mai pot. Ia să las așa. Să mai dau de el. On off volume, dar eu tot am vorbit de rătiță și nu știu ce are. Trebuie să pornesc motorul, cred. Nu merge. Nu știu ce are radio. Ah. N-am niciun CD. Habar n-am de unde iau CD, sincer. De aici selectez radio să se... De aici schimb channel-ul. Nu găsim și noi nimic? Ce e asta, frate? Ia. Cred că cu CD-ul e marfă. Dar habar n-am de unde iau CD, sincer. Hai n-ai să-l opresc, că mi-a nebunit creier deja. Și motorul ăsta se aude foarte tare și foarte ciudat. Nu știu exact de ce. Măcar acum am mașina cât de cât pregătită pentru raliu și o să încerc așa să fac cu ea raliu. Sper să nu mă încurce chestia aia ce se aude ciudat în ea. Pornește destul de agresiv și îmi place. Luminile nu prea le-am încercat și eu de fază scurtă, fază lungă. Se vede super puternic. Place cum se aude, frate, când o turezi. Dun 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 dun, bum. Un bum de la mai lipsea. Și păi, ce să mai fac eu la mașină? În episodul următor o să o duc la raliu. Bam. Opa. Episodul ăsta, sincer, nu știu ce să mai fac. Opa, opa, nu pot să intru pe aici, gata. Arată și mecheraș. Dar e cam întuneric pe aici. Așa e noaptea. Și uite, ăsta era ceas de timp. Dar nu l-am pus în mașină, că am pus ăla de turații, care e mult mai important decât să știu cât e timpul. Cui e 12 ceasul? Oare fi bun asta de actualitate, chiar dacă nu e pus de mașină? Și avem și aici și barosul, dacă ne enervează mașina și ne vine să dăm în ea. Da, deocamdată arată bine mașina asta, că nu-i facem nimic, o lăsăm așa. Ăsta, cred că ăsta n-am înțeles și că front spoiler. Nu înțeleg cum front spoiler, că mi se pare că tot aici se pune. Sau n-am înțeles și eu bine. Poate se pune în altă parte, frate. Poate chiar e front spoiler. Și se pune în față. Ia mă să caut eu. O veni aici? Nu mă lasă să pun aici. Chiar nu știu unde naibii vine asta, front spoiler, să nebunesc. Așa, n-are de ce naibii să vină în direcția asta, chiar nu cred. Nu știu, încerc în toate pozițiile să văd, să-l pun pe aici. Ia stai să mă uit în revistă dacă îmi dă vreun indiciu. Să văd ce naibii mi-arată în revistă, am și o lumină. Uite asta, front spoiler, mi-l arată așa cu fața. Ah, poate vine în loc de ăsta. Păi, nu știu, ia să văd. Spune-i bine ăsta la loc. Așa. Și să vedem asta.
Să dau asta jos. Din asta aici, în față. Mă, să mor dacă îmi dau seama. Oare vine aici, în locul ăsta? Cercăm toate variantele, frate. Să vedem unde vine nebunul ăsta. Trebuie să vină undeva. Deci, nu, chiar nu. Nu. Nu-mi dau seama. Aici, nu. Ia să mă întorc invers, poate așa vine. Așa, nu. Băi, să mor dacă știu unde vin. Ia stați și să mă interesez să văd exact unde vine nebunul ăsta, să-mi dau seama. Da, deci m-am uitat și cred că e un bug. Și ăsta venea aici. Stai că acum nu mai vine, fii atent. Nu mai vine nici ăsta, frate, aici. Deci nu mai pot să-l pun, trebuie să dau un save și restart la joc, altfel e bug și nu mai merge pus. Și asta o să și fac acolo, să dau un save. E bine să dau tot un save ca să am mașina aici salvată cu toate alea puse. Și uite, acum merge de pus ăsta. Uite și ăsta merge pus acum. Ia să vedem. Aaa, deci asta era faza cu ăsta. Asta e mult mai ridicat. Și cred că pe ăsta o să-l las deocamdată. Pentru că ăsta e prea jos. Și... cred că mă încurcă dacă iau un dâmp sau ceva și s-ar putea să sară imediat. Așa că las pe ăsta mai ridicat deocamdată și nu știu cine naibii mă sun la ora asta, nu vezi cât de noapte e. Doamne, ferește-mă. Ia. Nu mai e nimeni. Ai, naibii să fiți la ora asta, mă, nebunile. Și o să mă duc și la sprintul ăsta, raliu circuit ce e. Este Saturday de la 10 la 18. Bang, și începe de aici. Starteria și se termină pe aici. Deci aici trebuie să ajung. Mamă, da, se termină la mama naibii. O să fac raliul ăsta de la 10 la 6. O grămadă. Deci începe de pe aici. Jum, și ajunge aici, eu sunt aici, deci eu de aici o să plec. Așa, cum? Deci eu nu știu, toată lumea e un orășel aici, și eu am casă aici, frate, în mijlocul, am și fermă, am tractor, am camion, sunt super șmecher eu. Am casă la mama naibii pe peninsula asta și plec de aici, bam, cu camionul, vin lemne, vin nu știu ce, uite și aici avem pistă. Pistă de avion care face, o să facem drag pe ea. Gen un fel de liniuță, numai că nu facem liniuță cu nimeni decât singuri. Să vedem cât prindem, ce viteză, în cât timp și așa mai departe. Acum mai trebuie decât să bea o bere. Și să-mi potolesc setea de bețivor din acesta. Pac. Să vopsesc și eu ăsta negru. Îl las pe ăla până la urmă, arată mai urâțel așa, dar totuși e mai sus și nu se va lovi de viitoare dâmburi. Așa zic eu. Chiar dacă arată mai nașpuleț. Asta e, sărutăm steagul. Ne sărutăm țara și ne pregătim de raliu un episod următor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit în asta, vă aștept în episodul următor. V-am spus, nu cred că o să mai am mare lucru de făcut, o să mai fac maxim câteva episoade cu raliu, cu sprint și nu știu exact ce o să mai fac mai încolo, mai găsesc eu idei. Și vă aștept și pe pagina mea de Facebook, o am în descriere. Vă aștept și la celelalte episoade și la celelalte jocuri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă salut, la revedere!